Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Timpul tău zilnic cu Dumnezeu. Partea a patra. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse. Psalmul 16, versetul 11. Pentru a crea și a păstra intimitatea într-o relație, trebuie să-ți programezi timp pentru a-l petrece cu cealaltă persoană. Altfel nu vei obține intimitate. Există un motiv pentru care Biblia aseamănă relația ta cu Hristos cu aceea dintre un mire și o mireasă. Pentru ca o căsnicie să fie puternică, cei doi trebuie să-și acorde atenție unul altuia. Asta se întâmplă numai când sunt dispuși să lase deoparte preocupări precum munca, aspectele financiare și chiar copiii. Tot astfel, timpul tău zilnic cu Dumnezeu ar trebui să însemne bucurie și veselie în prezența Domnului. Psalmistul o spune astfel: Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Psalmul 37:4. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Psalmul 42:1. Tu ești Dumnezeul meu, pe tine te caut. Îmi însetează sufletul după tine, îmi tânjește trupul după tine într-un pământ sec, uscat și fără apă. Psalmul 63, versetul 1. Mulți dintre noi ducem niște vieți nefericite pentru că nu petrecem niciodată timp în prezența lui Dumnezeu. Îl cunoști cu adevărat pe Domnul? Sau doar știi câte ceva despre El? Cunoașterea lui Hristos a fost principala prioritate a lui Pavel. Lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. Filipeni, capitolul 3, versetele de la 7 la 9. Ai ajuns și tu în punctul în care să poți spune la fel?